Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la știrea cea bună. Sunt Cornel Delvășan și în această seară, cum sunt, în direct, e o onoare pentru mine. Mulțumesc! Pentru că nu e bine nici să fii mândru, nu e bine nici să fii nobody. Doni, îți dai seama cât de importante sunt cuvintele pentru un copil? Ne interesează decât să ne fie nouă bine și ceva apropiația ai noștri. Vă doresc să fiți înțelepți. Și încă ceva foarte important. Ce își doresc femei? V-ați gândit vreodată când veți ajunge atât de important în România? Nu știu dacă sunt important. Eu cred că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Minunat spuneți. Asta e singura soluție. Deci, marea problemă la noi, dacă te duci într-o biserică neoprotestantă, ai băut, să ai nu vrei să nu fumezi. Da. Atât. Top n-ai voie să fii chestia asta. De obicei, toate zilele sunt dificile. Fii atât de înțeleaptă tot tu ca femeie și retrage-te, dar retrage-te în liniște și bucurie. Uite un lucru, Cornel. Poți fi mai credincios la tine acasă decât un fariseu cu cruci pe drept pe piept. Eu nu mă adresez vouă. Știu că le știți. Dar sunt tineri care nu le știu. Când nu mai ești liber, poți să fii manipulat. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. Seară, mână. Seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Dărvășan și în această seară avem, ca de obicei, invitați de excepție. Dar înainte de aceasta, colindând presa românească, azi m-au impresionat câteva imagini. Cineva, nu știu cine, a scris undeva în apropierea unui turn al Londrei, lângă un râu, un mesaj. Priviți, vă rog, ce mesaj a fost scris. Deci, rețineți în Londra. Mi-e dor de tine. Cu siguranță că a fost un român plin de dragoste pentru cineva pe care a lăsat-o sau l-a lăsat în țară. Răspunsurile românilor nu au ezitat să apară. Iată la Cluj o replică. Și mie. Iar în București, o nouă replică. Te aștept. Mi se pare senzațional atunci când în cotidianul acesta care ne zdrobește apar astfel de știri, apar astfel de mesaje, apar dezvăluiri ale sufletului nostru vulnerabil. Da, într-adevăr, mi-e dor de tine este o expresie care greu poate fi tradusă în alte limbi. Americanul zice I miss you, adică îmi lipsești. Nu prea mi-e dor de tine. I long for you înseamnă tânjesc după tine. E un fel de dor, dar nu e chiar dor. Minunat. Avem vești bune de la Guvernul României. Se pare că românii vor primi niște bani. Care român vor primi niște bani? Aceia care vor dori să facă business cu animale. Sectoarele zootehnice și, în mod special, sunt cel puțin trei categorii de întreprinzători, și anume cei care au dorința să facă bani cu bivolițe, cu bovine și cu viermi de mătase. Se vor da mulți bani. Vă rog să citiți știrile și să vedeți dacă vă încadrați cumva în astfel de cereri pentru ca banii să ajungă la dumneavoastră și să investiți într-o afacere bazată pe animale. Cum ar fi însă, într-o altă ordine de idei, să te naști într-o familie care are dificultăți de auz și să înveți de mic limbajul semnelor. Cât de greu este și cât de împovărător este să ai o nevoie atât de specială încât să nu poți să auzi o muzică, să nu poți să auzi vocea mamei, vocea tatălui, vocea celor iubiți. Dar avem în această seară o tânără invitată care știe ce înseamnă și, deși s-a născut sănătoasă, a reușit să învețe limbajul semnelor. Lavinia Chițu, bine ai venit la știrea cea bună! Mă bucur foarte mult că ești cu noi în seara aceasta. Bine te-am găsit! Mă bucur din suflet!
Mulțumesc de invitație. Cu drag, cu drag. Ia loc la noi. Mulțumesc. Îmi place look-ul tău, ești plină de viață. Păi, dacă aseară am fost la un eveniment de fashion și astăzi la voi. Astăzi la noi. Mulțumesc de invitație. Cu mare, cu mare drag stăm să împărtășim. Cu mare drag. Lavinia, cum este să te naști într-o familie cu dificultăți? Aș putea să zic, bine, pentru mine să mă nasc într-o familie cu probleme a fost destul de greu când eram copilă, dar între timp am depășit aceste momente și mi-am dat seama că este nevoie de un om ca mine ca să vin în societatea oamenilor cu probleme a comunității de persoane surde să-i ajut cât mai mult. Pentru că am văzut în familie, la mama și la tata, pentru că amândoi nu aud absolut deloc, nici măcar cu aparate auditive, când au aparate auditive, cât de greu să pătrundă informația asta a noastră, auzitorilor, în care noi avem acces la informație 24 din 24, iar ei nu au. Și da, am avut o copilărie destul de grea, dar... Îți aduce aminte felul în care te-ai trezit și ai văzut că ceva nu este în regulă? Părinții tăi au învățat limbajul mimico-gestual? Când m-am născut, mami a făcut primele semne, mama și tata. Și până mai la un an și jumătate, nu înțelegeam ceea ce se întâmplă în jurul meu. Când am văzut că am dat de oameni care vorbeau ca noi, am realizat în trecerea timpului că ei sunt oameni cu probleme, oamenii cu dizabilități și că am decis că vreau să-i ajut. Cei drept, ei nu mă ajutau sau să învăț eu limbajul semnelor, pentru că ei la rândul lor erau discriminați, vorbind de o societate de acum 20-30 de ani, în care... Ca să nu spunem câți ani ai, am înțeles. Așa. Așa, și bine, acum lucrurile stau mult mai diferit și nu-și doreau să învăț și eu limbajul semnelor, ca eu să devin un interpret să-i ajut. Ei voiau ca tu să nu treci să prin un om normal, dramele da, prin care au trecut ei. Da, da. Cum era în comunism? Dar a decis de mine. Ai decis tu să mergi pe linia aceasta. Înainte de asta, povestește-ne puțin din dificultățile părinților tăi. Cum era în comunism? Comuniștii treceau sub tăcere astfel de situații și erau izolate în școli speciale? Ce făceau? Da, erau în școli speciale. Nu erau promovați cum erau promovați oameni ca noi, pentru că considerau că oamenii cu dizabilități erau analfabeți, retarzi și nu este adevărat. Și îngrozitor. Da, așa este. Așa era acum 20-30 de ani. Acum, din fericire, lucrurile stau altfel. Și mi-aduc aminte, mama la un dat îmi spunea: mamă, dar de ce vrei să faci pasul acesta, de mesajul acesta de interpret, să ne ajuți pe noi și să ajuți comunitatea de oameni surzi? Și nu numai asta, și în general mă refer. Și zic: mama, am decis, cred că asta e vocația mea, misiunea mea, pentru că am văzut cât de mult vă chinuiți în societate, cum informația pătrunde atât de greu în lumea voastră. Și nu degeaba m-am născut într-o familie de oameni surzi. Nu degeaba Dumnezeu m-a trimis pe această planetă. Și eu să fiu un om auzitor, eu să fiu un copil sănătos, dar uneori și eu mă consider surdă. Trăiesc atât de mult, mai ales când merg la concerte și la festivalul și traduc muzica pentru ei. Eu practic mă consider o surdă reîncarnată într-un om care aude. Deși eu nu cred în reîncarnare, în momentul acesta... te las să spui treaba asta pentru că sună foarte interesant. Poate că ar putea fi spus un pic mai mult și anume, ești ca un fel de ambasador al dragostei divine printre acești scumpi oameni care au dizabilități. Eu îi consider foarte scumpi sufletului meu. Ai zis foarte bine cuvântul acesta, ambasador. Unul dintre visele mele îmi doresc să devin ambasador al surzilor la nivel global, la nivel mondial pentru ei, să-i ajut foarte mult, pentru că știu ce înseamnă să provii dintr-o familie de persoane surde și să n-auzi absolut deloc și să aduci, efectiv, să trăiești emoția respectivă. Plus că la mine e nativă. La mine nu e o meserie învățată de la o zi după alta, în care n-ai nicio legătură cu această comunitate și vii, efectiv, ca să-i ajuți pe ei. Și da, îmi doresc foarte mult să aduc emoția aia care, puțin oamenii o simt. Să fim umani. În urmă cu câțiva ani de zile am cunoscut o doamnă profesor din București, poate o știi, doamna Florica Iuhas.
da, care are și ea o experiență asemănătoare, da, da, și care a tradus niște conferințe de ale mele în limbajul mimico-gestual. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine și atunci am realizat un pic atmosfera acestei comunități, care în general e o comunitate destul de tristă, are dificultăți. Are dificultăți pentru că nu există atâta informație pentru ei, pentru că noi oamenii auzitori poate, nu știu, uneori ajutăm, uneori nu ajutăm, sau uneori ajutăm, dar nu suficient. Dar să știi că în lumea lor există veselie și bucurie. Chiar dacă noi credem, da, sunt oameni cu dizabilități, cu siguranță o lumea lor care, da, se chinuie și destul, da, ei în sinea lor trăiesc foarte mult și sunt fericiți și sunt veseli. Pentru că mai ales fiind și persoane sorde, nu stau să ascult de toate lucrurile astea negativiste și înjurăturile. Foarte tare. Nu zic că și în lumea lor sunt, adică sunt semne și înjurături și așa, dar nu este atât de accesibil cum e lumea noastră. Sunt și înjurături, nu? Da, în limbajul mimico-gestual. Da, nu știu dacă știi și aș vrea să specific pentru oamenii care nu urmăresc că limbajul mimico-gestual este diferit de la țară la țară. Adică știai asta, da? Ca și limba vorbită. Nu știam. Da, ca și limba vorbită. Există totuși un limbaj comun internațional? Există un limbaj internațional bazat pe engleză, pe International Sign Language, care este valabil în toate țările, dar este valabil pentru surzii care îl știu. Pentru surzii care nu îl știu, n-ai cum să te înțelegi cu acea persoană. Într-adevăr, te poți înțelege, pentru că sunt semne logice, undeva la 10-20%. Dar dacă tu ca surd nu știi, International Sign Language, e valabil ca și limba engleză. Nu știi engleză, nu ai acces. Nu ai cum, nu poți să te înțelegi. Ok, te înțelegi, că mai dai din mâini, încerci să te înțelegi, dar nu te înțelegi în totalitate, să ai un nivel conversațional, deci nu ai cum. Plus că, iarăși, mai există o limba American Sign Language, engleza americană, care este foarte diferită de engleza britanică. Da. Și, cum spuneam, limbajul semnelor este diferit de la țară la țară. Că totdeauna am auzit întrebări, vai, dar cum? Nu există un limbaj specific pentru ei, de la un limbaj uniformizat, comun, și nu, este normal, este diferit de la țară la țară, ca și limba vorbită. Și aș vrea să specific, pentru că am făcut și un master și am făcut dizertația, să vorbesc la nivel global pe limbajul semnelor, sunt undeva la 300 și ceva de limbi, adică diferite din diferite țări, da. Și iar noi ca auzitorii limbii vorbite sunt undeva la 7000, pentru că mai sunt și triplacele băștinașe din Africa și da. Extraordinar. Frumoasă informație. Da, da. Lavinia, știu că tu nu ești doar un interpret artist al limbajului mimico-gestual vorbit. Da. Și ceea ce te remarcă pe tine într-un mod extraordinar, ceea ce eu n-am mai auzit până acum, recunosc că sunt un ignorant, este faptul că tu ai reușit să traduci pentru prima dată muzica în limbajul lor. Adică există țări, spre exemplu, când te duci în străinătate, există un buton pe telecomandă unde se traduce și scris pentru persoanele cu dizabilități, dar cu subtitrare, dar noise, acum e un zgomot, acum cu tare, ei citesc și își imaginează toată situația. Play music, acum spune că acum cântă muzică și așa mai departe. Însă la noi nu există conștiența aceasta la nivel guvernamental sau la nivel de televiziune și așa mai departe. Dar tu ai făcut ceva unic și extraordinar și te felicit în seara asta. Ai reușit să inspiri această comunitate prin traducerea muzicii. Mulțumesc. Cum e posibil așa ceva? Cum este posibil? Ca orice om pe această planetă, învață să se dezvolte, învață să aducă ceva bun către societate, către comunitatea care o reprezintă. Și m-am gândit de ce nu muzica, pentru că muzica este o terapie pentru noi toți, oamenii care auzim, și de ce să nu fie o terapie în lumea lor. Pentru că îi vedeam pe părinții mei, mă întrebau, vreau să-mi traduc și mie melodia respectivă, eram spaniolă, nu mai știu, da, cred că era în spaniolă. Și efectiv le traduceam povestea în sine, pentru că aș vrea să specific o chestie. Surzii, da, știu să citească, dar sunt foarte multe cuvinte care ei nu le înțeleg.
Pentru că în sistemul în care ei au învățat, în sistemul special, se fac, într-adevăr, ajută foarte mult, îi ajută pe ei în terapii, în logopedie, dar sunt surse care nu pot să aibă capacitatea asta de a înțelege mai mult. Și de aceea aici intervine limba maternă, limbajul semnelor. Și nu este vina lor. Aici e vorba și de educația părinților și de anturaj și de prieteni, pentru că nu sunt alături de ei, nu îi învață, nu îi dezvoltă mai mult ca individ. Și aș vrea să mai zic cuvântul, ca să-ți dau un exemplu și pentru toți care ne urmăresc, ei nu știu ce înseamnă cuvântul altruist sau nu știu ce înseamnă cuvântul academic. Și tu, efectiv, ca interpret, trebuie să adaptezi acel cuvânt, să îl traduci și să-l aduci la o formă cât mai simplă pentru el. Ce înseamnă academic? Cum traduci academic? Ceva? Academic poți să traduci ca un om care a învățat foarte mult, un om care are un master, un om care are un doctorat. Pentru că și ei nu știu ce înseamnă doctoratul. Ei confundă cu partea cu medicina. Și tu, efectiv, ca interpret, traduci ce înseamnă doctorat. Adică un om care a învățat foarte mult, un om care a ajuns la un anumit nivel, un om care a ajuns la un anumit statut, care nu se compară cu cel de lângă, care a terminat un liceu sau care a terminat o facultate. Și aici încerc să au înțeles mesajul respectiv. Deci, de asta, în momentul când e vorba de un text, când îi dai un text unei persoane surde, el nu o să înțeleagă tot, o să înțeleagă undeva la 20-30%. Și aici intervenim noi, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe limba maternă, adică limbajul semnelor, cum este de altfel, cum este și la ei. Ce interesant, limbajul semnelor pentru un surdomut este limba maternă. Da, este limba maternă, este normal, pentru că ei nu s-aud și altfel ei comunică între ei limbajul semnelor, cum noi comunicăm limba vorbită în limba română. Ca și la nevăzător, sunt acele punctulețe al alfabetul Braille. Da. Trebuie să te întreb ceva foarte important. Tu traduci muzică. Ei simt vibrația? Că e diferită? Da. De la o muzică clasică, la o muzică rock, de la o muzică ușoară, la o muzică populară? Da, de ritm. Presupun că nu e totul doar cuvinte ce faci tu. Te-am văzut în niște poze. Dacă ai noștri colegi sunt pregătiți să ne arate niște poze, vreau să o vedeți pe Lavinia. Iată, cum trăiește la maximum un concert. Da? Da, este emoție. Este emoție. Este aici emoție. Este deja o muzică mai calmă, se vede. Da, da, da. Depinde de melodie la melodie, depinde de ritm. Aici deja este un destul de enervant. Și trebuie să arăt prin mimică, prin expresivitate, prin gesturi, exact ceea ce exprimă melodia, până și instrumentele le traduc, ei nu știu notele muzicale, le mimez ca ei să înțeleagă, să simtă și ei ceea ce simte artistul Vine pe scenă. O persoană din comunitatea de surzi la un astfel de concert să te vadă? Cum să nu? Cum să nu? Da? Acest concept, muzica dincolo de sunet, l-am adus acum 2 ani și jumătate, pentru că îmi doream foarte mult să dezvolt această piață și am început cu canalul meu de YouTube, pe website. Am avut diverse colaborări cu case de producții din România. Am fost plecată și în altă țară, în Turcia, că am câștigat o bursă Erasmus, că tocmai am terminat atunci un master. Și am făcut și acolo în premieră un videoclip cu un tip care a fost la vocea unui concurs de prestigiu. Și am făcut în premieră pentru în Turcia un videoclip în limbajul semnelor, dar în limba turcă. Probabil mă întreb, dar tu știi și turca în limbajul semnelor? Și îl știu doar 20%. Într-adevăr, am avut oameni care m-au ajutat din școala de surzi, că am predat și la o școală de surzi, am făcut un schimb de experiență cu copii surzi și mi-a fost destul de greu, pentru că era limbajul destul de diferit. Ei nu știau limbajul international, iar își revenim. Tu îl stăpânești și pe acesta international? Îl stăpânesc undeva la 50-60%, pentru că nu sunt cursuri specializate pe această filieră. Și tot ce învăț online sau învăț de la oamenii surzi din afară. Adică țin foarte mult legătura prin webcam și comunicăm. Sunt foarte multe, într-adevăr, cuvinte, semne care eu nu le știu, dar le căutăm pe Google Translate, vedem, ne descurcăm, facem și partea logică. Și așa, și după cum spuneam,
O companie din România a sponsorizat aceste evenimente și spectacole, festivaluri. Cu siguranță ați auzit în presă marile festivaluri din România, care au adus acest concept și au accesibilizat, în primul rând, ca ei să se bucure. Și, într-adevăr, persoanele cu dizabilități nu plătesc bilet, că mi s-ar părea ceva clar, normal, mai ales că au și legislație care îi protejează și au dreptul la gratuitate oriunde ar merge pe partea de cultură. Și da, acest concept începe să prindă amploare. Într-adevăr, avem nevoie de mai mult, avem nevoie de oameni care să se implice și mă refer și companii care au publicitate, sunt pe marketing și pot sponsoriza astfel de evenimente. E nevoie mult mai mult, plus personal mai organizez și am mai organizat două evenimente separat, unde am accesibilizat toate categoriile de persoane cu dizabilități. Și aici mă refer că au fost și copii care sunt bolnavi de epilepsie, cu autiști, sindrom Down, nevăzători, surzi, au fost și adulți surzi și am făcut un concert acustic ca să nu îi speriem, să nu aibă astfel de șocuri, pentru că la astfel de copii cu probleme trebuie să fii foarte special, foarte pe slow motion. Și a fost niște momente extraordinare, plus că erau părinți care erau auzitori ca noi și aveau copii cu probleme și ne spuneau, eu mai colaborez cu alte două asociații despre aceste evenimente și ne spuneau, noi n-am ieșit din casă cu copiii noștri, așa cum sunt cu probleme, că ne este frică că lumea o să râdă de noi, lumea o să ne marginalizeze. Și cât de justificată este această temere în România anilor 2019-20? Mai sunt oamenii care arată cu degetul, mai sunt oamenii care... Da, mai sunt. Uite, spune o experiență de-a mea. În București poate nu, dar în alte orașe mai sunt. Eram într-o benzinărie și muream de foame și voiam să-mi iau un sandwich, că asta era situația. Și era o tânără blondă, înaltă, care stătea la teșghea acolo și ea se uita într-o altă direcție și a zis, dacă vă spuneați, vreau și eu un sandwich. Și ea nu zicea nimic. M-am uitat puțin așa, iar repede a simțit că mui s-a întors privirea și m-a întrebat destul de greu, inteligibil, ce doriți? Și atunci am explicat. Și a început să zâmbească și am început să-mi prepare și am văzut că nu vorbește foarte mult și mi-am dat seama că este... Hipoacuzică. Hipoacuzică, cel puțin. Da. M-am bucurat foarte mult că am găsit-o într-un loc de muncă. Angajată într-un... Exact, da, da. M-am bucurat foarte mult, da, pentru că imediat ești altfel, te reechilibrezi social, îți arăți bucuria. Ești integrat în societate. Exact, ești integrat, ai un loc de muncă, ai niște bani, normală, ai niște... pe munca ta. Cred că e o atitudine extraordinară a patronului să angajeze... Și dacă ai fi venit cu câteva cuvinte în limbajul semnelor în fața ei, cu siguranță cred că ar fi explodat de Învață-mă emoție. Învață-mă să spun mulțumesc. 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 Dar să și vorbești, pentru că ei se uită, sunt, se e o uită combinație foarte mult după partea de buze. Uh-huh. Și să spui mulțumesc. Cu degetele lipite. Da, 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 mulțumesc. Mulțumesc. Asta e și pe International Sign Language. Thank you. Thank you. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci dacă spuneai măcar un simplu... Și dacă arăți la inimă, ce înseamnă? Nu, la inimă înseamnă te iubesc. Aha. În limba română, sau te iubesc. Da. Interesant. Pe limbajul semnelor, în limba română și pe International Sign Language, te iubesc. So that is. Foarte frumos. Foarte frumos. Lavinia, avem o surpriză pentru dragii noștri privitori. Da. Abia aștept să te văd în premieră, ascultând un cântec, uh-huh, realizat la postul nostru de televiziune, da, cu un trio. Am lansat de curând un videoclip, o colindă, de fapt. Prunc minunat se numește, cântă trei fete minunate, Evelina Bevis, soția mea Ramona Dărvășan și Lorena Tyler. Așadar, vreau să asculte, dragii noștri privitori, acest cântec realizat într-o atmosferă frumoasă de foc, colind, de tabără, de așa. Și
Chiar și fetița mea joacă în videoclip, nu se vede foarte clar, pentru că ea joacă rolul Mariei, care este mai mult siluetă prezentată. Da, de ce la început? Asta înseamnă că pe viitor va deveni o mare artistă. Așa. Felicită. Și vreau să ne explici și să le explici, dragii noștri privitori, în contextul în care sunt mulți care te vor urmări, să ne spui acest mesaj în limbajul mimico-gestual. Această piesă va fi prezentată în live, iar tu vei fi prezentată într-un chenar, da, unde să ne explici, și o să fiu foarte atent la tine să văd ce am înțeles din ceea ce, da, din ceea ce ne spui. Un moment special în seara asta la Știrea Cea Bună. Senzațional, sentimentul ăsta. Mulțumesc. Doamne. Pentru sols.
Am... Frumos, nu? M-ai lăsat cu lacrimi în ochi. În așa, Colin, frumos. Și ce mi-aș dori în perioada sărbătorilor? Ca toate colindele frumoase să fie interpretate în limbajul semnelor. Noi o să-l copiem pe ăsta și poate o să-l punem ca un generic pentru toți prietenii tăi să vadă, să simtă măcar puțin din armonia acestui cântec superb. Mi-aș dori ca fiecare artist de România să facă un videoclip în prim plan, adică nu într-o căsuță. Și de ce nu să facă și artistul respectiv câteva cuvinte în limbajul semnelor pentru oamenii surzi. Sunt mulți care nu cunosc oameni surzi, care nu cunosc artistul. Pentru că tu nu te implici, tu ești doar pentru publicul tău. Mi-aș dori ca fiecare artist. Da, îmi doresc foarte mult, nu știu, muzica pentru mine e o terapie. Tu când explici uneori și cu limbaj, nu? Îmi doresc foarte mult. Da, sunt obișnuită să vorbesc foarte mult prin limbajul semnelor și când vorbesc chiar și cu tine mai... Cred că e din obișnuință. Să știi că eu predau la Universitate Comunicare Non-Verbală și îmi dau seama că sunt analfabet în seara asta. Trebuie să reiau cursurile și să mă apuc de învățat și acest limbaj, pentru că este fabulos. Deci ai exprimat-o aici, mi s-a părut că... Știi ce am vrut să fac? Am vrut să mă transpun în situația unei persoane din comunitatea de surzi care n-aude nimic, doar te vede pe tine. Și, într-adevăr, am înțeles pentru prima dată în viață că ce faci tu este absolut extraordinar. Absolut extraordinar. Și știi ce să mai faci când te mai duci? Dacă te duci la concerte sau dacă asculti muzică la televizor, scumpi împreună cu familia, să spui cele două mâini, să spui aici. Și să fie o linie. Și să încerci să înțelegi ceea ce se întâmplă în piesa respectivă. Ai să vezi, o să înțelegi, dar nu o să înțelegi în totalitate. O să înțelegi doar puțin, pentru că e partea vizuală. Și de aici, de aceea revin, e nevoie de limbajul semnelor, de limbajul mimico-gestual. Ca surdul să înțeleagă piesa și să te înțeleagă pe tine ca artist ceea ce vrei să exprimi. Câte persoane sunt în comunitatea de surzi în România? 30.000. 25.000 sunt adulți, 5.000 sunt copii. Statistic. 30.000 de persoane. Este un oraș întreg. Da. Dar știi ce este grav? Că la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt peste 455 milioane de oameni, între care 35 milioane sunt copii. Iar persoanele cu dizabilități, mă refer aici pentru toate categoriile, la nivel global, noi suntem undeva la 8 miliarde, iar ei, persoanele cu dizabilități pentru toate categoriile, sunt undeva la 1,5 miliarde de oameni. Deci enorm de mult. Iar numărul este în creștere. Mă refer pentru de ce? Pentru că sunt țări care sunt în război și... Se cunosc cauzele apariției acestei probleme la mine. Te referi la persoanele cu deficiențe de auz? Da. Ziceai medicina. Că războiul poate să fie... Și medicina. Sunt foarte multe... chiar și vaccinuri, chiar și dacă te duci la spital cu un copil surd și tu ești un părinte surd, iar medicul nu-ți explică destul de simplu pe înțelesul tău, poate să-i administreze, pentru că eu spun asta că am în familie și poate să-i administreze ceva greșit, un medicament destul de puternic în care se afecteze dipanul și să rămână surd. Spun asta pentru că unchiul meu are doi copii, între care o fată și un băiat, iar fata este hipoacuzică, are aparate auditive, este dată la o școală de specială din București, la ea lucrurile stau mult mai bine, dar la el a rămas cu autism. Și de unde a luat cu acest spectru? Pentru că a suferit mai multe intervenții chirurgicale și cu siguranță nu a fost explicat procesul de înainte de a face operație, care sunt medicamentele care vor fi în timpul operației către mamă. Cu siguranță n-a fost. Și dacă a fost, probabil au fost niște cuvinte științifice, parcă și ei nu știu. Da. Și nu e un caz singur. Adică singurul caz.
Sunt foarte multe cazuri. Cum, da. Cum ți-ai depășit copilăria? În sensul că mă gândesc, ieșai de stradă, ceilalți copii te înconjurau, îți spuneau cuvinte destul de da, grele. Eu când eram mică am fost și discriminată de societate și de copii. Vorbeau destul de urât, mă catalogau ca și ei, dar eu eram un copil normal, eram un copil auzitor. Și pentru că părinții mei veneau la școală și comunicam cu ei foarte mult în limbajul semnelor și mie nu mi-era rușine, deci nu mi-era rușine. Erau să părinții tăi. Da, nu mi-era rușine. Ceea ce până mai acum și când eram copil, am cunoscut copii ca mine, provenind din familie de surzi și, domne, le rușine să învețe limbajul semnelor. Adică le rușine să vorbească cu mama și cu tata. Și nu înțeleg de ce. Sunt părinții tăi buni, răi, așa cum sunt, dar te-au adus pe lumea asta. Da. Crezi că unii dintre copii îi condamnă pe părinți pentru ceva? Au așa sentimente de culpabilitate față de părinți? Voi sunteți de vină că sunt așa? Sau? Nu știu. Probabil educația, ambientul în care crești, prietenii, mă gândesc. Dar eu când am fost copil, da, am fost discriminată și inteligența mea a avut de suferit, adică dezvoltarea mea, pentru că nu aveam informații, aveam nevoie de foarte multă informație. Într-adevăr, îmi dădeau părinții, dar până la un anumit nivel. Mai mult n-am avut de unde să o am. Și mereu întrebam în stânga și dreapta, ce înseamnă cuvântul ăla, ce înseamnă propoziția aia. Și au fost oameni, de-a lungul timpului, care mi-au spus, dar trebuie să știi. Și zis, nu. Nu știu, pentru că n-am avut pe cine să-mi explice. Și îmi cer scuze, dar nu, n-am stat să mă victimizez, că nu sunt un om care să mă victimizez. Sunt un om puternic care îmi place să mă dezvolt și îmi place noutatea, îmi place tot ce e nou. Și le spuneam, nu știu, am nevoie de informații. Și nu ajungeam să fiu victimizată, că nu-mi place. Dar da, au fost oameni care m-au judecat și încă mă judecă, dar nu-mi pasă. Eu știu că am o misiune pe pământul ăsta și vreau să o deplinesc până la capăt. Nu contează cum va fi și care va fi drumul. Foarte frumos. Te felicit pentru această abordare. Mulțumesc. Cum a fost la școală mai târziu? Ai terminat liceul? Da. Ai terminat și facultate? Și master și acum sunt la a doua facultate. Ai avut așa un impuls la unde? Eu voi învăța, voi fi, voi deveni? Da, când eram în clasele 1-8, recunosc, n-am fost foarte bună la învățătură, pentru că părinții mei nu-și permiteau să mă ducă la meditație. Chiar nu-și permiteau. Fiind părinți cu probleme, fiind oameni cu probleme, erau dați la locuri de muncă destul de jos. Adică nu acceptau să crească nivel, să fie promovați, pentru ce sunt analfabeti, sunt persoane cu dezabilități. Și aveau un salariu destul de mic și nu aveau cum să mă dea la meditație. Îmi doream. Eu când eram copil, doream să fiu o cântăreață cu voce și m-am dus la Palatul Copiilor, țin minte, de câteva ori și de acolo au intervenit, era nevoie de foarte mulți bani și n-au avut posibilitate și am înțeles, ok. Dar n-am renunțat la acest și uite, după 20 și mulți, am ajuns să fac muzică pentru oamenii surzi. Deci destinul, da, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am depășit aceste, nu știu, greutăți. Și acum sunt bine și învăț în fiecare zi ceva nou, adică niciodată n-am spus până aici, nu. Cu siguranță toată lumea are câte ceva așa de învățat în fiecare zi. Da. Care este cel mai mare visul tău? Ai cel spus mai deja? Mare? Oh, s-au prins cele mai mari visurile mele. Păi, vreau să devin ambasador al surzilor la nivel global. Îmi doresc să traduc și muzică alături de artiști mari, precum Celine Dion, Justin Bieber, Eminem. Da, îmi doresc. Și o să fie. Și îmi doresc să iau Oscarul, pentru că vreau să devin și o actriță. Actriță surdă. Se poate. Da, se poate, pentru că în America se poate. Foarte mulți surzi au luat foarte multe premii. Eu de ce să nu pot? De ce să nu fiu cea din România? De ce să nu aduc Oscarul? De ce? Mult da. Succes îți doresc, mult succes. Mulțumesc. Am văzut niște imagini absolut extraordinare. Probabil că le-ai văzut și tu. În viața unor bebeluși care s-au născut cu hipoacuzici, care pur și simplu au primit cadou o
cohlee sau cum se numește? A, implantul cohlear. Implantul cohlear și da. Aud pentru prima dată glasul mamei și glasul bunicilor și acelor din jur. Și câtă fericire este pe fața acelor bebeluși care dintr-o dată... Ai văzut astfel de imagine? Am văzut. E topitor de inimă pe ei, treaba asta. Pe ei ajută foarte mult pentru că ei se pun de la naștere. Adică generația de acum 20-30 de ani nu are acces. Da, decât la aparatele normale auditive, dar în care acum, auzeau decât zgomotele. Dar acum se poate face ceva. Nu știu cum să... Sunt foarte mulți hipoacuzici sau sunt foarte mulți surzi total? Nu, sunt și hipoacuzici, dar și surzi. Treaba asta cu implantul coclear, sunt copii, dar și adulți, care suportă acea operație și poate să ducă până la capăt, dar e nevoie de terapie, de logopedie, adică, ok, astăzi fac operație și mâine devin un om normal. Nu este adevărat, ai nevoie de terapie, ca la copilul acela când îl aduci pe lume. Dar sunt copii care n-au suportat și au scos acel microchip și au mers mai departe surzi. Sunt foarte multe consecințe, foarte mulți factori în care... Eu nu sunt de acord, dar sunt persoane, nu vreau să intru în amănunte. Ideea e că, legat de acest aspect, am întrebat comunitatea de oameni surzi dacă ar exista pastila de a doua zi. Și acum, faptul că tu ești persoană surdă și poate mâine auzi, o vei face? Nu. Le e frică de șoc. Le e frică de, poate că... De zgomot. De schimbarea asta totală la 180 de grade. Și prefer să rămână în lumea lor. Se simt foarte bine. Vine fiecare dintre invitații noștri care vin de prima dată la noi. Okay. Au o rubrică specială. Trebuie să răspundă la niște întrebări fulger. Noi am intitulat această rubrică Blitz Portret. Ești gata? Da. Este surpriză pentru tine, nu te-ai aștepta la una ca asta. Nu. Răspuns fără să te gândești prea mult, ca să te cunoaștem mai bine în seara asta și sunt sigur că după tot ce ne-ai prezentat, vom mai auzi de tine și de visurile tale care se vor împlini. Cu siguranță. Ce virtute preferi? Răbdarea. Ce apreciezi cel mai mult la un bărbat? Respectul. Dar la o femeie? Respectul și sinceritatea. Care este principala ta trăsătură de caracter? Emoția, nu știu, de a fi bun. Ce înseamnă a fi fericit? Wow, a fi fericit înseamnă să fii uman, să ai emoție, să trăiești, să nu fii fals. Și a fi nefericit? Să fii fals, să fii, nu știu, rău. Ce culoare preferi? Albul. Ce floare preferi? Trandafirul. Ești trandafir alb. Da, trandafir alb. Înseamnă puritate și pace. Ai un scriitor român preferat? Da, Mihai Eminescu, că îmi place Luceafărul. Sunt un pic mai romantică. Compozitor român preferat? Oh. Fie aici. Din antichitate, fie din postmodernism, cum vrei tu. Antichitatea, auzi. Fie din lumea clasică, fie din... Marius Moga? Marius Moga, da. De ce nu? Sigur, sigur. M-ați dat pe nepregătite. Foarte bine, nici nu trebuie să fii pregătită la asta. Poetul român preferat, a zis, Mihai Eminescu, clar. Care este eroul tău din viața reală? Ai vreun erou sau vreo eroină? Da. Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio. Gata, nu mai ai să comentez aici. Ce urăști cel mai mult? Falsitatea. Ai un personaj istoric care îți place foarte mult? Da, Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu. Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. Și unul care nu-ți place mult? Nu. Nu cred. Nu. Față de ce greșeli ești mai îngăduitoare? Mai tolerantă? De obicei sunt iertătoare, în general, dacă îmi spui și ai greșit că... Dacă recunoști, nu? Da, ierți. Da, da. Dacă nu recunoști... Îți place să citești? Da, când am timp.
De obicei îmi plac foarte mult filmele. Citești subtitrare de la multe filme, nu? Da, îmi plac mai mult filmele. Adică și cu cititul, dar mai mult cu filme. Și cititul îmi place foarte mult din viața de zi cu zi, de dezvoltare, de tot ce există, a te dezvolta ca om. Și speech-uri mai urmăresc. Da, am văzut că ai participat și la conferințe de speech. Da. Ai un motto preferat? Iubește-ți aproapele. Și pentru că putem să fim, și iubește-ți oamenii cu dizabilități, că putem să fim și noi ca ei în ziua de mâine. Așa este. Așa este. Te duci într-un concediu unde nu poți să iei decât 3 cărți. Care sunt cărțile pe care le-ai luat cu tine? N-ai voie filme, numai cărți. Păi cred că aș lua una de dezvoltare personală, una despre romantism, pentru că îmi place foarte mult, și una pentru copii. Încă n-ai renunțat la copilărie, e foarte frumos. Nu, nu. Și n-aș renunța niciodată. Cine este Iisus Hristos? Mântuitorul nostru, care ne-a salvat din păcatele noastre. Mulțumesc foarte mult pentru această seară minunată, Lavinia. Nu mă așteptam. Doamnelor și domnilor, Lavinia Hitsu a fost împreună cu noi. Rămâneți în direct pentru că urmează al doilea invitat, un invitat de excepție ca de fiecare dată, așa cum am obișnuit, domnul Sorin Neacșu, în câteva momente. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre Oameni, sâmbătă, 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7 TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare. Eu fac sport și îmi trebuie training la școală. Este cu handicap grav. Da. Zero, grav zero. Foarte greu. Eu mă rog în fiecare seară să se vindece și chiar cred. De multe ori, poate chiar mă iau de ea. Îi spun, du-te și operează-te, nu mai stă așa. Ce înseamnă mama pentru tine? Printre oameni sunt oameni singuri. Printre oameni sunt lacrimi de copii înfometați. Printre oameni Crăciunul e doar o simplă zi fără speranță. Vino la concertul umanitar din 14 decembrie și cunoaște-i pe cei pentru care cântăm în speranța că vor avea un Crăciun luminat. Iată-ne din nou în direct, doamnelor și domnilor, împreună cu un invitat pe care vi l-am prezentat deja, domnul Sorin Neacșu, fondator la Casa Pâinii și multe altele, teolog, om de cultură. Bine ai revenit, Sorin, pe scaunul invitatului. Doresc să avem o seară cu un câștig pentru noi. Sorin, marea parte din viața ta, din ultima parte, ai petrecut-o în afara granițelor țării. Cu toate acestea, inima te trage mult înspre România. Îți place România, n-ai renunțat la România. Nu trebuie să-mi placă, sunt un sentimental. Ești un sentimental. Da, sentimentalii revin de unde sunt, nu pentru că e mai frumos, ci pentru că sunt de acolo. Da? Da. Nu poți să uiți, să pleci, să... Loc, vin dintr-o... M-am născut într-o zonă destul de anostă, cred eu că cea mai anostă a României, în Câmpia Bărăganului. Mi se pare cea mai puțin frumoasă din România, dar dacă ar fi să mă stabilesc undeva, m-aș stabili acolo. Acolo te trage inima, deci e pământul natal. E ceva energetic pe acolo sau de ce? Nu știu, cred că nu văd nimic. Nu putem explica, nu văd, probabil, nu? Amintirile? Nu știu dacă amintirile. M-a ajutat un pic să mă clarific citând Panaitis Trat. Mă simt cel mai bine identificat de povestirea lui. E ceva, totuși, în zona. Am avut o dată ocazia să plec câteva săptămâni din țară și la un moment dat
dacă poți să-ți imaginezi că mi-a fost dor și de gâștele de pe strada mea care zburau odată, câteodată până la fire, când se apucau gâștele să zboare pe stradă, avansau și la un moment dat ajungeau până la firele de telegraf și țipau și apoi cădeau la pământ și se bucurau și se felicitau una pe cealaltă în stelul. Efectiv, mi-a fost dor de imaginea asta unor gâște când de țară. Când ajungi în România, depinde și de unde vii. După ce am fost prima dată în Venezuela, Guyana, Brazilia, ajungând în România, m-am simțit elvețian. Față de cât de alandala merg lucrurile acolo, România părea că merge ca un ceasornic. Așa că depinde și de unde vii. Știu că ai fost la un moment dat în Namibia și ai avut chiar o problemă de sănătate. Am mai discutat într-o emisiune anterioară și, până la urmă, tot în România te-ai operat. Deci noi discredităm într-un fel sistemul nostru sanitar, dar față de alte țări... Trebuia să fie operat din specialist pregătit în Africa de Sud, care are și țara asta un pic de tradiție în medicină, iar cei de acolo a trebuit să fie două intervenții chirurgicale. Mi-au zis că sunt aproape irecuperabil pentru o viață normală. Am ajuns în București, sunt extrem de mulțumit de ceea ce au făcut medicii români și nu numai că pot să am o viață normală, chiar am vigoare și sănătate mai mult decât mă așteptam. Foarte bine, ne bucurăm. Sorin, în seara asta, dincolo de misiunea ta cu Casa Pâinii, trebuie să amintim puțin despre asta. Casa Pâinii este o inițiativă a ta și a încă unei prietene, Dania Borcea. O fundație, nu? Sau asociație, ce este? O fundație. O fundație, în care ați luat oameni de pe stradă și i-ați dus în case, unde te asigurați traiul de fiecare zi, până la moarte, am înțeles. Da. Până la moarte. Cam câte case mai aveți acum? Mai avem 4, dintre care 2 funcționale. 2 funcționale. În fiecare zi dați de mâncare acestor oameni, vă îngrijiți de sănătatea lor cât de cât, da. Căldură, nu? Noi, tot ce trebuie, da. De tot ce trebuie. Cam câți oameni s-au perindat pe la Casa Pâinii în anii aceștia? De când ai început? De cel puțin 10 ani, mi se pare că ai început. Da, sunt 20. 20. De ordinul sutelor. Sute de oameni au trecut pe acolo. Ce simți când un om din ăsta de pe străzi, care nu are copii aproape, care a fost renegat, care nu are pensie, care este al nimănui, e luat de voi și dus într-un loc liniștit, când vezi recunoștința acelui om, ce simți? Cu ce se poate compara? Da, într-adevăr, românii sunt recunoscători pentru că trăiesc într-o societate care ignoră și tocmai din cauza, datorită lucrurilor astea, ceea ce face fundația noastră, prin contrast, îi încântă. Nu știu, pentru mine nu sunt numiți de obicei beneficiari. Sunt niște oameni, niște prieteni. Sunt prietenii noștri. Devin familia noastră. Dacă tot veni vorba de beneficiar și de bine în societate, pentru că acesta este subiectul nostru central, cum ți se pare luna decembrie în România? Mie mi se pare cea mai frumoasă lună din an, pentru că avem, ia uite, luminițe, avem cadouri, avem brizbrizuri prin oraș, dar am impresia că parcă lumea este un pic mai bună. E adevărat sau doar o impresia mea? Cum vezi lucrurile astea? Da, își propune să fie mai bună și cred că dacă își propune, e un pas spre bine. Și cred că oamenii simt mai pregnant impulsul de a fi buni și ascult radio pentru că călătoresc mult și aud de diferite inițiative. Am auzit o inițiativă foarte frumoasă a unui preot ortodox din Iași, 6.000 de cadouri foarte consistente pentru copiii din partea aceea țării. Lucrul ăsta nu se întâmplă în fiecare zi. Cred că în decembrie se întâmplă cât în tot anul la un loc astfel de inițiative frumoase. Da. Vorbind despre iradierea frumosului în societate, aș vrea să stabilim în câteva gânduri ce este frumosul. Se poate identifica frumosul, pentru că suntem într-o lume în care se declară că adevărul este relativ, că binele este în funcție de unghiul de la care primești. Pentru unii un bine poate să fie rău, pentru alții răul poate să fie bine. Dar frumosul este relativ, este statutar, este sigur. Ce înțelegi prin frumos? Eu sunt mai de modă veche, sunt educat de Aristotel, nu de relativismul secolului 21.
cred că este frumos absolut, bine absolut, că noi ne apropiem cel mult asimptotic și niciodată nu-l atingem și nu am pretenția faptului că posed binele și adevărul, că posed adevărul, dar nu înseamnă că nu există pentru faptul că eu ca ființă finită nu pot să-l ating. Mi-e greu să pun un cuvinte. De fapt, un concept cu cât este mai general, mai abstract, cu atât este mai greu de definit. Însă știu să-l recunosc când îl văd pe traseu, în diferite fapte, când este deja condensat în fapte de viață. Frumosul, binele. Ați am pus și o întrebare, dragilor noștri privitori. Ce este frumosul, doamnelor și domnilor? Ce înțelegeți dumneavoastră prin frumos? Vă invit să ne dați răspunsuri în live-ul de pe Facebook în seara aceasta. Odinioară am avut o invitată care era frumoasă și la propriu și la figurat. Adică eu am văzut foarte mulți oameni frumoși, dar urâcioși. Și poate că ai văzut și tu oameni din ăștia. Și oameni care nu izbesc la prima vedere, dar au frumusețe a sufletului despre care Lahuță spunea că bunătatea este acea frumusețe pe care o percepi direct cu sufletul. Cum e România din afară, Sorin? Frumoasă sau urâtă? Cum te-ai raportat la ultimele evenimente politico-sociale din țara asta? Sunt și multe lucruri frumoase și multe lucruri urâte. O să punctual, o să spun multe lucruri. România e o țară murdară, mai ales sudul României. E foarte clar. Are mulți oameni frumoși. Impresia când vine în afară este că românii sunt informați și culți. Cel puțin generația mea. Aud că școala astăzi merge dezastros. Sunt lucruri care îmi plac, lucruri care nu îmi plac. Săptămâna asta, ascultând o emisiune TV, prezentatorul îl ironiza pe Ludovic Orban, care are un salariu mic și haine de împrumut. Nu mă simt bine într-o țară unde un prim-ministru este judecat după calitatea hainelor și după mărimea salariului. Pe când dacă avea salariu mare și haine de 1000 de euro, iar nu era bine. Iar nu era bine. Da. Da. Mie nu mi se pare nici o virtute în sine să ai un salariu mic și haine modeste, dar nici ceva de criticat. Da. Mi-a fost rușine că într-un post de televiziune foarte cunoscut este socotit un handicap faptul că ai haine nu de cea mai bună calitate. Ce spune asta despre societate, despre așteptările românilor, despre jurnalismul românesc? Spune ceva și despre jurnalismul românesc, dar spune de faptul că noi suntem orientali și încă suntem furați de spectacol. Îmi place mai mult modelul occidental, în care nu contează harisma conducătorului, nici să nu mai vorbesc de hainele lui, ci contează onestitatea și profesionalismul. Deci suntem orientali încă. Da. Furați de spectacol. Alte lucruri care îți plac și care nu îți plac de când ai venit în România. Ceea ce îmi place este faptul că, așa cum spuneam de titlul nostru, binele iradiază. Am observat că românii pot fi ușor molipsiți, și în bine și în rău. Noi avem impresia că sunt mai ușor de molipsit în rău. Am citit acum vreo 25-30 de ani ce spunea o scriitoare americană, Ellen White, și anume că noi spunem că răul se lipește și se prinde mai repede decât binele. Și ea spune, greșim. Dacă am practicat binele cu aceeași consecvență cu care am practicat răul, am vedea că este la fel de molipsitor, ba chiar mai molipsitor. Eu cred că binele este molipsitor și iradiază, numai că sunt niște reguli ca să iradieze. Care sunt aceste reguli? Pe care le-am învățat. Cred eu că cel mai important este ca să fie contrastul foarte clar între alb și negru. Adică lumina binelui să fie foarte clară, foarte albă. În momentul în care binele, frumosul, adevărul este un pic spre gri, nu mai are putere de iradiere. De exemplu, vorbesc de noi, de Fundația Casa Pâinii, mi-am dorit ca ceea ce facem să iradieze în societate, să mă lipsească. Și ne-am dat seama că face lucrul ăsta nu funcție de cât de mulți oameni luăm din stradă, de cât de multe mii de euro cheltuim cu întreținerea lor, ci este grija și dragostea noastră dezinteresată. Asta înseamnă ca lumina să fie albă în privința asta, să fie foarte clară, iradiază. Urmărești publicitate, urmărești atragerea în
unor fonduri. Fonduri, orice altceva care murdărește gândul curat de a ajuta pe cineva numai de dragul de a-i face un bine, diminuează calitatea luminii pe care o răspândește și nu mai iradiază. Și în momentul în care ai cugetul curat și interesele tale sunt cele mai pure, ca să ajuți, efectiv, nu ești cam naiv? Nu ești cam slab de înger? Urmăresc scena politică de 30 de ani. Eram în armată la evenimente din decembrie și cred că a fost momentul cel mai propice să pot, cu ochii unui matur, dar nedeformat de comunist, să urmăresc ce se întâmplă 30 de ani. Mi-a venit de mai multe ori greu când mi-am dat seama că am fost manipulat, deși încă din 90, zic eu, m-am trezit din somn. Și una din manipulările de care mi-am dat seama acum 5 ani, 10 ani, este faptul că se spune, și am înțeles că sunt anumite părți ale serviciilor care induceau ideea asta în societate, și anume, hai să-l alegem pe cutare, n-are nimic că-i puțin corupt sau astea, oricum toți suntem la fel. Oricum nu e niciunul mai bun. Este foarte subtilă, e adevărat că nu e nimeni perfect. Ideea însă de a alege un conducător corupt, pentru că oricum niciunul nu este mai bun, mi se pare subtil împinsă, în așa fel încât până la o anumită limită încât se devină, nu știu, cinică. Eu cred că încă sunt în România suficienți oameni cinstiți, în așa fel încât să putem fi conduși de oameni cinstiți. Cred că nu este o naivitate să fii bun și cinstit. Cred că merită. Cred că merită. Depinde acum ce înțelegi prin faptul că merită. Merită pentru că se aduce anumite satisfacții. Am pe cineva în cercul meu intim de prieteni cunoscut pentru cinstea lui. Adică de multe ori... Incoruptibil. De multe ori, de exemplu, s-a dus la șeful lui și a zis: luna asta trebuie să-mi tai din salariu pentru că în zilele X, Y, Z nu am fost eficient. Nu e un pic exagerarea chestia asta? Nu. De ce? Păi filozofia este cât de puțin lucrăm ca să nu ne vadă șeful și să se prindă. Și discutam cu el recent și întrebam: merită? Și mi-a zis: faptul că acum câțiva ani de zile un prieten din Berlin mi-a spus mie, care locuiesc în Madrid, că uneori se simte tentat să facă ceva rău și necinstit, dar știind că eu în Madrid, dacă aș ști, l-aș certa, nu mai face lucrul ăla. Și mi-a zis: faptul că eu, de la câteva mii de kilometri distanță, îl opresc să facă... Îl iradiez în binele meu, pentru mine este suficient. Și discutam cu el despre faptul că astăzi societatea încearcă să transforme totul în griuri. Și mi-a zis: nu, există alb și merită. Și merită. Și se poate. Și discuta el, mă rog, cel puțin rădăcinile lui sunt creștine. Cum poți să fii, spunea el altfel, sarea pământului? Cum poți să fii lumină? Încercând să rămâi pur. Nu trebuie... De multe ori aud: câte mii de oameni îngrijiți voi? Ce fonduri accesați? Eu cred că sunt organizații mult mai mari care ajută mult mai multe mii de oameni care nu iradiază. Pentru că, zic ei, noi umblăm cu borcanul de miere, important e că 80% ajunge la beneficiari. Că ne mai murdări, important e să nu bagi mâna până la cot, așa puțin. Și, într-adevăr, e un câștig faptul că niște oameni se ocupă de alții. Și marea majoritate a fondurilor, a resurselor umane, financiare, se duc unde trebuie. Și zic ei, administratorii, ce mai contează acum că 5-10% se pierde prin buzunarele noastre? E ok, pur practic, niște oameni sunt ajutați, dar nu are putere de iradiere. Deci compromisul face în așa fel încât ca binele să nu iradieze. Să nu iradieze. Și acum este și reversul medaliei. Mă gândeam acum ceva timp, ascultam o emisiune TV și se spunea de faptul că societatea românească este coruptă și stricată în esența ei. Nu știu de ce m-a cuprins disperarea. Chiar nu se poate face nimic în țara asta? Și mi-am dat seama că disperarea vine de obicei din neputință. Ce pot face eu, un om obișnuit, într-o țară în care pare că corupția este generalizată și nu are legătură cu mine? Mi-am dat seama
pe parcursul ultimelor luni de zile, care de a face cu mine. Știți ce mi-am dat seama? În România, între cei aproximativ 20 de milioane de oameni, sunt o minoritate de oameni cu trăsături, cu calități morale impecabile, ireproșabile, sunt puțini. Și mai sunt, la extrema cealaltă, mari criminali, mari hoți, mari corupți. Noi ne simțim confortabil în mijloc, căldiceii. Și spunem, și tot timpul se vorbește în România obositor despre corupție, despre hoție, despre lene, despre o societate bolnavă. Uite ce fac cei care au furat milioane de euro, care au făcut fel de fel de lucruri. Ceea ce nu ne dăm seama este că cei care fură atât de mult și mint atât de mult și înșală atât de mult se simt confortabil cu răul pe care îl fac datorită nouă a majorității, care îi face să se simtă confortabil umplând spațiul dintre cei care se comportă ireproșabil și ei. Noi îi facem să se simtă bine. Adică eu fur, eu, politicianul X. Îi alegem pentru că toată lumea fură, dar ăsta măcar fură mai puțin. Fură mai puțin. Iar odată ajuns acolo, el fură milioane de euro, eu doar păcălesc statul la salariu făcând anumite artificii în așa fel când să-mi crească cu 10-20%, sunt nemulțumit de faptul că respectivul fură milioane de euro, dar eu umplu tot acest spațiu și diferența dintre mine și el este una doar cantitativă, graduală. Eu hrănesc confortul lui. Eu îl fac să se simtă bine cu conștiința lui. Eu poate fur 1.000 de euro, altul 10.000 de euro, altul 100.000 de euro și tot spațiul ăsta este plin. Dacă noi, care ne plângem de corupție, de hoție, de minciună, care este la vârfurile puterii, am fi toți în partea opusă, nu ar fi așa ceva în România. Marea majoritate a românilor facem lucrul ăsta, însă are și o parte bună. Când mi-am dat seama de lucrul ăsta, m-am simțit și vinovat pentru faptul că și eu, prin micile mele incorectitudini, îi fac să se simtă confortabil pe marii hoți, mincinoși și corupți, dar mi-am dat seama că e și o veste bună. Înseamnă că ține și de mine să nu mai se întâmple așa ceva la vârf. Înseamnă că și eu sunt parte din mecanismul ăsta, nu sunt masa inertă din mijloc, care n-are ce să facă. Ce zice că alegem conducătorii pe care îi merităm, până la urmă. E mai mult decât atât. Îi întreținem. Noi îi facem să nu se simtă atât de inconfortabil încât să spună. Pentru că, haideți să fim serioși, nu ar putea, cei care fură de ordinul milioanelor de euro, cei care criminali, cei care violează și tot răul ăsta, esența răului, sunt de ordinul miilor. Până la milioane, noi suntem, Constantin Noica vorbește despre omul cum se cade. Cât de mult rău face omul cum se cade. Și este concepția asta populară. Eu n-am dat în cap la nimeni. N-am făcut rău la nimeni. N-am spart casa nimănui. Eu, dacă mai calc în afara familiei, n-am spart casa nimănui așa cu cine găsesc pe colo-colo. Eu nu fur ca ăla de la stat milioane de euro sau cinci din curtea omului. Eu acolo mici șmecherii. Eu sunt un om cum se cade. Propădnic Constantin Noica, voiam să amintesc mai devreme puțin de el. Am avut privilegiul să îl cunosc pe profesorul Petre Angel. Poate că ai avut și tu ocazia asta. Care s-a cunoscut foarte bine cu Constantin Noica, era un fel de simpatizant al lui Noica și Noica, de asemenea, avea o afinitate specială pentru Petrică. Și l-am întrebat, eram curios, el a avut relații cu mai mulți scriitori, eu iubesc scrisul. Domnul profesor, cum era Marin Preda? Cum era Cutare? Cum era? Da, domnule, cum era Constantin Noica? Și se uite asta la mine și zice Petre Angel, păi să spun o istorie cu Constantin Noica. Zic, vă rog, chiar sunt foarte curios. Mă sună într-o zi la telefon, Petrică, hai să vorbim. Aveam noi un loc unde vorbim. Pe malul Dâmbovițe mergeau ei agale. Foarte tulburat profesorul Noica, foarte tulburat. Și Petre îl întreabă, a sunat la securitate. Da, zice, m-au chinuit ăștia iar, m-au chinuit. Și de ce sunteți așa tulburat? Păi, și sunt atât de tulburat pentru că, imaginează-ți, m-au chinuit atât de tare încât pentru o secundă m-am gândit să-i înjur. Și se încheie istoria, știi? Și eu am rămas tablou, știi? Am rămas... Zic, cum?
Așa se chinuia omul că pentru o secundă s-a gândit să înjure pe aia care îl torționau, care îl chinuiau. Zice, da, astfel, o astfel de conștiință avea noi ca... Sorinte, unde sunt oamenii aceștia? Există. Există. Ca să apară eroii trebuie să fie criza, războiul. Eu sunt... Nu-mi place când aud... Te referi la propriu sau la figurat? Și la propriu și la figurat. Nu-mi plac nostalgicii care spun nu mai sunt oameni de altă dată. Eu cred că oamenii esențial sunt aceiași. Și buni și răi. Trebuie să apară momentele de în care să-i pună în lumină. La fel cum eroii fizic sunt în cazul unui război, nu poți să vezi altfel unde sunt eroii în România, la fel și din punct de vedere moral. Sunt eroi. Sunt și, dar trebuie să apară situațiile limită. De ce oamenii aceștia nu sunt băgați în seamă? De ce nu vor să apară la televiziune? Uite, cunosc cel puțin două personalități marcante, pe una a ratat-o, pentru că n-a vrut în ruptul capului să vină la televiziune să spună puțin din experiența lui. Profesorul meu de doctorat, profesor Ivan Evsev, avea o conștiință morală și o putere de a vorbi și spun, te copleșea. A scris Enciclopedia de simboluri și arhetipuri culturale, când ai timp să te uiți pe ea. O carte a ta, lua, spre exemplu, cuvântul capră. Îl ducea de la originea lui până în zilele noastre, prin Vechiul Testament, prin toată cultura, prin toți autorii ruși. Domnule, avea o chestie. De ce nu veniți, domn profesor? Uitați, să promovăm modelele, să... Nu, zice, eu am spus tot ce am avut de spus în cărțile mele. Mai este un om pe care tot n-am curajul să-l sun, că toată lumea zice te refuză. Și n-am avut curajul să-l sun până acum. Un om pe care cred că îl admir și tu. Am două cărți de la el. Când îmi e mai greu, uneori mai citesc câteva rânduri din Tortura pe înțelesul tuturor. Se numește Florin Constantin Pavlovici. Încă mai trăiește, este în București. Toți m-au descurajat. Nu vine, domnule, nu face, nu drege, nu... O altă carte, Frica și Pânda. De o noblețe sufletească rară, oameni care au fost chinuiți, intelectuali, și nu vor să apară, nu vor să... De ce? Face parte din cum să zic, chimia lor. Eu sunt certat ori de câte ori apar la televizor pentru faptul că iarăși te-ai dus să te produci acolo. Bine, eu mărturisesc că niciodată nu te-ai invitat. Eu te-am invitat și de mult ori am tras de tine ca să vii. Nu, și... Iarăși te duci să vorbești despre tine. Și am spus, nu eu sunt cel care... Deci mă gândesc și mă pun în pielea lor. De fiecare dată eu simt că pierd ori de câte ori apar în spațiu public. De ce pierzi? Pierd mulți oameni. În primul rând, exprimând în ceea ce gândești, nu ai cum să nu să placi tuturor și dezamăgești pe unii. În al doilea rând... Există impresia că televiziunea este un spațiu al publicității superficiale, al frivolității, în care se caută doar spectacolul. Uite, noi vrem să dăm o palmă acestei prejudecăți și postul nostru vrea să transmită altceva. Sper că dragii noștri privitori își dau seama de lucrul acesta și eu cred că ăsta este atul nostru pentru care mulți ne urmăresc. Să nu prezentăm lipsa de valoare și cancanul, ci pur și simplu, uite, discuția cu tine în seara asta mi-a bulversat puțin cugetul. În ce sens? Când tu spui cu a ta hotărâre, există oameni din aceștia incoruptibili, există oameni buni. Există oameni de mare frumusețe morală. Dar la pachet cu frumusețea morală vine și modestia și discreția. Și de ce... Nu avem parte de ei atunci. Cum să avem parte de ei? Îi întâlnești în diferite situații de viață. Am citit cărți în care diferiți oameni pretind că au fost ajutați de îngeri. Știi care este nota comună? Îngerul dispare înainte de a spune mulțumesc. Când s-a întors să mulțumească celui care a ajutat, nu l-a mai găsit. Deci una din trăsăturile lor este discreția. Cred că și cei care încearcă să copie modelul creștin al lui Iisus Hristos, la pachet cu celelalte calități morale vine și discreția. Uite, o să rămânim câteva dintre declarațiile dragii noștri privitori la întrebarea ce este frumosul. Ne scrie Nicoleta. Bunătate, iubire, pace, pacea sufletului, asta înțeleg eu prin frumos. Gabriela.
moralitate, educație, blândețe, împreună simțire, o îmbrățișare și un zâmbet celui care are nevoie. Vă invităm să ne răspundeți mai departe la întrebarea ce este frumosul din punctul de vedere al dumneavoastră. Care sunt șansele României, Sorin, ca să iradieze binele și frumosul în țara asta? Nu mai cred că lucrurile bune pleacă de jos. Eu cred că trebuie să plece de sus. Nu cred în schimbările care vin de jos. Pentru că eu cred că la firul ierbii sunt mii, poate zeci de mii de oameni de mare noblețe sufletească și de mare puritate morală. Corecți și cinstiți și buni. Și gata de sacrificiu. Însă rămân acolo. Deci ca să aibă impact, trebuie să plece de sus. Trebuie să plece de sus, să ajungă sus astfel de oameni. Când și cum, știu că a fost o discuție când Traian Băsescu a apelat la ceea ce a numit el soluția imorală. Și atunci s-a discutat în spațiul românesc, în care mediul politic este atât de dur, au șanse oameni altfel decât cei care sunt tăvăliți și rutinați și formați în așa fel încât să facă față mediului politic advers și să poată să schimbe ceva. Și știu că au fost apariții meteorice care par din altă lume. De exemplu, Vlad Voiculescu, parcă îl cheamă, o apariție angelică, spune Gabriel Liceanu, parcă, sau Andrei Pleșu, și încă alte câteva figuri care făceau notă discordantă cu peisajul politic românesc. Uite că au apărut. Scurt, dar au apărut astfel de oameni pe firmamentul politicii românești. Și cred lucrul ăsta. Dar trebuie să fie momente de criză. Aștept, cum spunea un scriitor de la România Liberă, bulgarizarea României, adică să se ajungă atât de jos încât să vină la conducere nu cei care urmăresc beneficii materiale, ci care chiar vor să conducă o națiune sacrificându-și binele propriu. Cât încă mai este câștig personal fiind în fruntea statului, vor avea șanse mari cei care caută beneficii personale. Așa este. E tot timpul loc de mai bine și de mai frumos, însă, așa cum spuneai tu la un moment dat, dacă trecem granița în alte state, e suficient să vizităm trei state vecine cu România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, și ne dăm seama că suntem mult mai sus. O altă veste bună este faptul că depinde de mine. Eu nu mai mă simt, de când am înțeles lucrurile astea, o rotiță, o masă inertă care nu poate să schimbe nimic. Dacă ceilalți nu dau prioritate în fluxul de mașini de pe șoseaua dominantă celui care vine de pe o stradă secundară, eu pot să opresc și ceilalți vor fi forțați să stea în spatele meu ca să dau prioritate celui care vine de pe o stradă secundară. Dacă cineva are nevoie de ajutor, duce ceva greu și toți trec indiferent sau poate e căzut și are nevoie de ajutor, eu pot opri și să-l ajut. Nu știu de ce ne tot văicărim. Putem face noi lumea mai bună, cu condiția ca lumina să fie albă, spun eu, ca fapta de ajutor să fie total dezinteresată, ca gestul să fie frumos, ca moralitatea mea să fie fără pată. Și atunci iradiază. Ne descurajează. De ce să fac eu lucrul ăsta când, de fapt, fapta mea va rămâne fără niciun fel de ecou? Nu neapărat anonimă, că nu căutăm neapărat publicitatea, dar am vrea să aibă reverberații, să îi facă și pe ceilalți mai buni. Ne descurajează când vedem că nu se întâmplă lucrul ăsta, nu neapărat că rămânem anonimi. Și eu spun că are reverberații. Am auzit des oameni care după 20-30 de ani au o viață frumoasă pentru că își amintesc de un gest, își amintesc de un cuvânt, își amintesc de o privire. Cred în așa ceva, dar trebuie să rămână acele lucruri să fie curate. Dar în același timp sunt și oameni cărora li s-a ruinat cariera, viața și viitorul pentru că un gest, o atitudine sau o mârlănie i-au risipit la un moment dat. Așa este, așa este. Dar după ce ai luat câteva lovituri în viață, îți vei da seama totuși că durerea cea mai mare nu este din cauza răului pe care ți l-au făcut ceilalți, ci faptul că te vei ierta mai greu când tu ai făcut rău altora.
nu mi se pare cel mai aud desferiți oameni spunând cu tare mi-a făcut, cu tare rău mi-a distrus viața. Nu cred că se compară povara asta de că cineva ți-a făcut rău cu cealaltă în care tu ai făcut rău altora, ai vrea să repari și nu mai poți să repari. Ai mare dreptate la capitolul acesta. Mare dreptate. Pentru că, până la urmă, ce rămâne în viață? Celelalte lucruri care ne-au făcut alții, e ca în istoria cu moșii în roată și vodă cu za. Până la urmă, acolo unde a scuipat boierul, a sărutat vodă. Și mulți dintre noi am primit această sărutare din partea altor oameni sau din partea lui Dumnezeu, de ce nu, câteodată. Unii au vrut să ne facă rău și Dumnezeu a întors răul în bine și am văzut în viața noastră atât de multe lucruri. Și până la urmă, dacă avem perseverență și credință, trecem prin greutăți. Dar atunci când noi suntem călăi, e foarte greu să ne... Nu știu dacă e ceva mai rău decât povara conștiinței încărcate de un rău ireparabil. Sorin, ai spus atâtea resurse în seara asta pentru ca lucrurile să meargă bine. Ești optimist cu privire la România sau ești realist și îți dai seama că lucrurile nu vor funcționa exponențial la capitolul acesta al binelui, al iradierii binelui? Cum vezi? Mie îmi place România. Datorită activității mele am întâlnit sute și sute de oameni extraordinari, extraordinari, gata de sacrificiu. Sunt oameni în jurul nostru pe care noi trebuie să-i oprim în a ajuta pe alții. Le spunem, e ok, e suficient, ai grijă și de tine, atât de mult sacrifică. Și cred în puterea binelui, spuneam cu câte mai de calitate, se spune că trăim într-o societate seculară. Nu cred lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat, eu mă duc de obicei în spitale și vorbesc cu conducerea spitalului și le spun că vin din partea unei fundații și luăm oamenii cazurile sociale, vrem să-i luăm la noi. Și de câteva ori s-a întâmplat lucrurile după un tipar. Directorul medical sau asistentul social mi-a spus, da, uite, avem și noi un caz, dar nu prea cred că o să luați, că e în vârstă. Și am zis, nu, domnule, noi luăm oamenii în vârstă. Da, dar uite, n-are casă. Și spun, dacă ar avea casă, nu l-am luat. Da, da, sunt sigur că nu o să-l luați pentru că n-are nici pensie. Și atunci îi spun, dacă ar avea pensie, nu l-am luat. Deci e ok și faptul că n-are casă, că are peste 60 de ani, că este bolnav, noi îl luăm la un spital și se întâmplă lucruri... Toți se miră, judică sprâncele. Da. Și de câteva ori s-a întâmplat ca să fie un drum, de exemplu, cu asistentul social către salonul unde trebuia să fie o persoană care să mi-o dea să o duc la spitalul nostru de la Viziru și un ușa salonului să se oprească șovăielnic și să-mi spună, totuși nu cred că vei lua persoana asta. Și întreb, da, de ce? Pentru că e foarte murdar sau este de etnie știu care sau este o persoană foarte nesuferită. Și atunci îi spun, noi pe ăștia-i vrem. Nesuferiți și aruncați de toți pentru că dacă noi nu-i luăm, cine se ia? De trei ori, în aceeași situație, oameni din orașe diferite, în contexte diferite, au folosit aceeași expresie. Voi sunteți o mană cerească pentru noi. Și m-am gândit, de ce mană cerească? De ce același concept religios? Spunem că trăim într-o societate secularizată. Noi, cei care pretindem că suntem religioși, prin viața noastră lipsită de calități creștine, îi facem să creadă că nu există o lume de dincolo. În momentul în care lumea noastră, în care purtarea noastră reflectă lumea de dincolo, licării, reflexii ale lumii de dincolo pătrund în mintea și inima lor și spun, voi sunteți o mană cerească. Sunt sigur că dacă aș fi spus că primim oameni să aibă anumite handicapuri, vârstă, boală, cutare, dar atunci nu s-ar mai fi întâmplat să spună că suntem o mană cerească. În momentul în care spunem nu există nimic atât de rău în biografia sau în ce se întâmplă cu omul ăsta încât noi să nu-l acceptăm, atunci oamenii se dau puțin înapoi și spun nu e din lumea asta, e altceva. E altceva. Mai aveți locuri la Viziru? Mai avem. Au murit destul de mulți în ultimul timp. Din nefericire vin, când îi punem pe picioare, mulți pleacă, s-a obișnuit cu un alt stil de viață și vin la noi când sănătatea lor este avariată complet. Mai trăiesc puțin. Au voie să plece, deci nu îi închideți. Nu... Normal, normal. Iată, doamnelor și domnilor, o iradiere de bine în societatea românească prin Fundația Casa Pâinii. Sorin Neacșu, Daniela Borcea, fondatorii Casei Pâinii, studiați despre această fundație.
Este luna decembrie, puteți să vă manifestați gratitudinea dumneavoastră. Dacă vreți să nu se ducă banii dumneavoastră când faceți un bine într-un loc pe care nu puteți controla și vă gândiți că unii bagă mâna și așa mai departe, încercați Fundația Casa Pâinii. Este un loc în care oamenii își iubesc semenii cu adevărat, oameni de o moralitate extraordinară, care nu aleg pe cei care ar putea să fie sprijiniți prin salariu, prin casă, prin alte, ci aleg efectiv să aibă grijă de oamenii renegați de societatea aceasta românească. Mulțumesc, Sorin Acșu, pentru această seară minunată și pentru ideile prețioase pe care ni le-ai spus. Sperăm ca în societatea românească să existe cât mai mulți oameni incoruptibili, oameni care să iradieze prin bine. De asemenea, dacă vreți să ne cunoașteți față în față, amintesc că în seara aceasta, sâmbătă la ora 19 la Facultatea de Drept a Universității din București, are loc concertul Printre Oameni, organizat de Post 100 Televiziune împreună cu alte entități juridice și nu numai, editura Universul Juridic, Facultatea de Drept din Universitatea București, Maurer Imobiliare. Vor fi prezentate cazuri de oameni pe care le puteți vedea față în față și care au nevoie de sprijinul nostru. Sunt Cornel Drăvășan, rămâneți cu bine. Dimineața de la ora 8, colegul meu Fabian Bevis vă invită la un matinal, ca de obicei, plin de surprize, de mâncare bună și de veselie. Seară bună! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.